Doamnelor și domnilor, bună dimineața! A venit toamna, acoperă minima. A venit toamna, de adevăratele, plouă de 3 zile, încoace, ploaia nu mai tace. Și ghiciți cine are de suferit. Noi, acest minunat om, această fantastică ființă umană pe care o aveți în fața ochilor în momentul ăsta, suferă. Suferă pentru că această entitate nu suportă vremea închisă, întunecată, ploioasă, lacrimogenă, plângăcioasă, care scapă lichide, fluide și așa mai departe. După aproape 3 zile de ploaie, îți pi punctul ăla. Nu mai pot, nu mai suport că atâta ploaie, mai opriți-vă, luați o pauză. Și intru pe net să mai bucur, să văd și eu niște știri, niște informații care să ridice ceva, moralul, gen. Și ghici ce? Inundații în Indonezia, în China, în Japonia, inundații peste tot. Unde te întorci, apă. Bă, măcar de-aș locui în Oceania, înțelegi? Bă, când Noua Zeelandă, dacă nu mă mănâncă pe acolo canibalii, măcar vremea e frumoasă, când plouă, plouă, când nu plouă, nu plouă. Nu, frate, stau în România și detest adânc toamna. Băi, nu suport anotimpul ăsta. 20 septembrie, am ajuns și ziua de azi. Am început dimineața cu... De fapt, aseară, înainte de culcare, și după ce m-am jucat cu Matilda The World of Tanks, da, pentru că m-am reîntors la joculețul ăla, zic, hai să mai văd ce mai zice presa, ce mai zice jurnalele care este, da? Și puf, din țavă vine apocalipsa. Ia uite, frate, au anunțat-o și tura asta. La sfârșitul lui septembrie vine apocalipsa din nou, că ăștia de la realitatea cel puțin, ei cu asta se ocupă. În fiecare an, undeva prin perioada asta, ei anunță apocalipsa. Anul trecut, nu știu exact când a picat apocalipsa, dar ne-a iertat. Dar anul ăsta, undeva la sfârșitul lui septembrie, punk, vine apocalipsa. În ce fel vine apocalipsa? Bă, nu are importanță. Că fiecare are altfel. Ba, e un meteorit, ba, soarele o să trimite nu știu ce din alea de face el acolo, ba, o să pice, o să vină extraterestri. A, tura asta, planeta Nibiru. A, da. Nibiru, mi-am adus aminte. Nibiru, care a fost fantastic de vizibilă cu ochiul liber, da? Când a fost eclipsa totală de lună, luna roșie, cum îi se spune la planeta Nibiru, care era undeva lângă lună, aia o să se ciocnească violent cu pământul. Aia e apocalipsa din 2016, da? Ca să țineți minte. Anul trecut nu mai știu exact cum a fost apocalipsa. Ce, din asteroid ceva era anul trecut, o cometă parcă, ceva de genul ăsta. Anul ăsta e dita planeta, frate, Nibiru. Anul viitor, când cei de la realitatea vor prelua această informație fantastică, din altă parte, că nu e a lor informație, evident, cum nici a mea nu e, ci a urmașilor noștri, anul o să fie probabil galaxia de lângă noi, care o să se ciocnească cu pământul, pentru că nu e așa, pământul ăsta e ca un fel de magnet, frate, față de corpurile cerești din vecinătate sau chiar de la mari distanțe, noi le atragem pe toate. Eu personal cred în existența planetei Nibiru, cred, în fine, mi se pare plauzibilă chestia, pentru că acum 5.000 de ani sumerienii scriau despre ea, scriau, au lăsat semne despre planeta asta Nibiru și despre Anunnakis și așa mai departe, deci n-au zis ei degeaba prostiile alea, ceva s-a întâmplat acolo. Dar chiar așa, frate, acum în septembrie, la sfârșitul lunii să vină apocalipsa, acum a început și mie să meargă mai bine, ia ca plouă de 2 zile, nu mi s-a umplut încă mașina cu apă, dar a început să se umezească, se umectează mașina mea, da? Ieri mi-am chemat prietenul pe Laviniu Nahoi să mă ajute să împing mașina, că rămăsese, nu mai pornea deloc, am o rablă de mașină să-mi trăiască. Cum se face o țară mai frig, nu mai merge. E mașină pe bază de termostat, Renault-ul meu, da? Și mă gândesc să-l duc în service, dar ca să-l duc în service trebuie să-mi dau un rinichi. Că nimic nu vine ieftin în ziua de azi. Deci încă e ok, da? N-am murit, sunt sărătos, încă mai am o țări de veselie și pum, vine apocalipsa, frate, vine Nibiru, nu orice Nibiru se va lovi de pământ tura asta. 20 septembrie, lasă-mă că scăpăm, pe 1 octombrie ne auzim tot aici. În 1980 a început războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988.
Irakul denunță acordul de la Alger din 75, revendică unele teritorii. În urma acestui conflict au murit peste 1 milion de oameni. Și poate să-mi placă fazele astea. În 1974, pe 20 septembrie, se inaugurează oficial drumul național Transfăgărășan, magistrală, cu o lungime de peste 90 de kilometri, la altitudinea de 2040 de metri. În 1968 se inaugurează uzina de la Pitești, prima uzină de autoturisme din România, care a făcut fantasticele Dacii și încă mai face. În 1940 a început procesul de evacuare al populației din teritoriul cedat Bulgariei, Cadrilateru, în urma tratatului de la 7 septembrie, proces care s-a încheiat la 1 octombrie 1940. Bă, dar repede au dat afară pe români din Cadrilater, mai puțin de o lună, 10 zile chiar. În 1913 a avut loc primul meci oficial de rugby din România, rugby, cum îi zicem noi. În 1880 Buenos Aires este declarată capitala Republicii Argentina. Așa, bun. Bine. Nașteri. Victor Ponta. Azi e ziua lui Victor Ponta. Sper să fie adevărat că e ziua lui. Adică nu cred că a scris de pe altă... Cum are să s-a născut și să copie de pe alt certificat de naștere data lui ăla? Da? 1972 e născut Victor Ponta. Acum lăsăm gluma la o parte și ironiile cu plagiatul și așa mai departe. Știți cum e bancul ăla cu domnule, domnilor studenți, voi doi, eu cred că ați copiat unul de la altul. De unde știți? Păi v-ați copiat și numele. Da? Și cu ăsta la fel. El a copiat data nașterii de pe alt certificat de naștere. Dar nu, hai, acum, serios, vorbind, la mulți ani Victor Ponta, un om politic important, într-o perioadă îmi pusesem niște speranțe în el. Un politic tânăr, pregătit de oameni politici, dintr-un partid care pregătește oameni politici, din păcate, însă, undeva pe traseu, populația a început să nu-l mai placă. Deci, la mulți ani Victor Ponta, la mulți ani Sofia Loren, Fernando Rey, actor spaniol, a murit. George Coșbuc, 1866, poet român, a murit în 1918. Atât. Cine a murit astăzi? A murit Raisa Gorbaciova, soția fostului șef al statului sovietic Mihail Gorbaciov. Asta se întâmpla în 1999. În România e ziua Bucureștiului. În România este ziua Bucureștiului. Da? Și Sfântul Eustațiu. Ziua Bucureștiului. Hai să ne uităm puțin la ziua Bucureștiului. Poate îmi dau niște detalii ăștia de pe Wikipedia. Atestare 20 septembrie 1459. Ca primar e Gabriela Firea. Densitate populației 8518 locuitori pe kilometru pătrat. Oh. 8518 oameni pe un kilometru pătrat? Păi și de ce mai au nevoie de transport în comun? E de ajuns să se ridice pe brațe și să se treacă de la unul la altul. Ce zice Wikipedia? București este capitala României și în același timp cel mai populat și cel mai important centru industrial și comercial al țării. București este al 10-lea oraș ca populație din Uniunea Europeană. Conform unor estimări ale unor specialiști, București adună zilnic peste 3 milioane de oameni, iar în următorii 5 ani acest număr va depăși 4 milioane. La acestea se adaugă faptul că localitățile din preajma orașului, care vor face parte din viitoarea zonă metropolitană, ha, noi avem deja, însumează o populație de aproximativ 430.000 de locuitori. În 1862 a devenit capitala Principatelor Unite, de atunci a suferit schimbări continue, devenind centrul scenei artistice, culturale și mass media românești. Arhitectura elegantă și serios și atmosfera sa urbană i-au adus în Belle Époque supranumele de Micul Paris.
Iar ne legăm, mă, de chestia asta. Vă ați văzut cum arată Bucureștiul acum? Ce micu Paris, frate! În prezent se situează pe același... Atunci, da, în perioada interbelică, mulțumim frumos. Da, înainte de primul război mondial, da, între timp au reușit bucureștirii și toți cei care s-au dus spre București să îl transforme în nu știu exact ce. Singura parte bună urmează să fie, dacă am înțeles, închisă publicului, pentru că prezintă risc major de cutremur, și anume vorbim de centru vechi. Bun. Ia, cam atât, nu o să vă mai spun multe despre București, îl cunoaștem cu toții. N-am eu acum să fiu ăla răutăciosul și vă readuc aminte că detest orașul ăsta. Nu mă obligă nimeni să merg să locuiesc în el, da, e adevărat, e plin de oferte, e plin de posibilități, e plin de oameni. Din fericire, mulți dintre acești oameni urmează să-și ia tâlpășița. La revedere, ura și la gară, atât la revedere de la București, cât și de la România. Bloomberg atenționează că tot mai mulți romi cer azil în Statele Unite ale Americii, spunând că sunt persecutați în România și în alte țări din Uniunea Europeană. Nu, măi, apropo de persecuție, în urmă cu vreo 3 ani parcă am văzut un clip, prima ciocnire violentă între un grup de romi și un grup de afroamericani, ca să fiu, dacă tot folosesc rom, trebuie să folosesc și afroamerican, da? Nu pot să le spun țigani și negri, că pe urmă mi-a țărit în cap că-s rasist, da? N-am nicio treabă eu cu din astea, eu îi iubesc pe toți. Într-un ghetou din nu știu ce oraș din Statele Unite, un pui de rom, un rom mic, cum mi se spune la bar, a șutit bicla unui copil de afroamerican, care la rândul lui și el o șutise din altă parte. Da? Și s-au bătut. Ei, pentru populația deja existentă în orașul respectiv, și anume pentru afroamericani, a fost un element de noutate. Apariția grupului ăstălalt de romi. Stilul de luptă a fost total diferit, modul de bătaie urbană e diferit, unii merg pe, cum să zic, intimidare, ceilalți sunt mult mai agresivi, au sărit de la gând. A fost foarte interesant de urmărit. Acum eu n-am nimic, dar așa ca privitor de parte, prima încleștare, prima, nu știu, în loc să-și dea mâna prietenește, bă, bine ați venit, bine v-am găsit, da? Welcome, hai să fii sănătos. Nu, ei s-au bătut, frate, atât i-a dus mintea pe ei. Un grup de negri cu un grup de țigani. Și s-au bătut ca chiorii, s-a dus evident televiziunea, a filmat materialul respectiv. Pe de o parte, africano-american, nici nu știu cum să le spun. Da? S-au făcut nevăzuți în fața televiziunii, s-au făcut nevăzuți, ăștia alți au venit din potrivă toți și urlau toți la reporter, care reporter nici măcar nu vorbea limba lor, el fiind american, în afară de engleză, nu știu altceva, da? Mulți dintre ei. Și ăștia vorbeau în limba lor și ăla sărac s-a uitat și acum cu cine vorbesc? Da, a fost foarte interesant de văzut, vă recomand să căutați clipul. Numeroși români de etnie romă solicită azil în statul american California, argumentând că sunt persecutați în România și în alte țări ale Uniunii Europene, anunță oficialii Statelor Unite ale Americii și Organizației pentru Drepturile Minorităților. Viorel, un român de etnie romă, și-a vândut animalele pe care le avea în România, dar în loc să plece în Europa Occidentală, a cumpărat un bilet de avion spre Mexic. De acolo a mers spre frontiera Statelor Unite și s-a adresat poliției americane pentru a cere azil. Am decis să plec pentru că nu mai puteam să supraviețuiesc, a declarat Viorel R., în vârstă de 52 de ani. Declarația asta a avut loc în Riverside, California, arătând plăci de pe scalp și la buze, despre care susține că au fost făcute de poliție. Dar nu cred că de poliția din Europa, pentru că niște răni la buze, după ce ajungi în Mexic și de acolo mergi pe jos spre frontieră și treci frontiera ilegal, înseamnă că trec niște zile și plăgile alea se cam închid. Ideea.
El a plecat pentru că nu mai putea să supraviețuiască, spune Viorel Er, care cel mai probabil e român. Am zis că e român, da? Care a plecat în Statele Unite după ce și-a vândut animalele. Da? El nu mai putea să supraviețuiască în România. Dar după ce și-a vândut animalele, și-a vândut ferma, a plecat în Statele Unite. Nu mai putem suporta să fim priviți de sus, a mai spus el. În anul 2016, aproape 1800 de romi au fost reținuți la frontiera sudică a Statelor Unite, comparativ cu 400 anul trecut și cu câteva 10 în 2008, conform datelor oficiale furnizate de autoritățile americane. Romii aleg să traverseze Oceanul Atlantic în contextul tendințelor anti-imigrație din Europa. Grupurile de romi, în general nomade, vizate de persecuții de sute de ani, se confruntă acum cu diminuarea toleranței autorităților europene, spun cei de la agenția Bloomberg. Amplificarea tendințelor neonaziste din România, mai spun cei de la Bloomberg, până în Italia, a condus la demolarea taberelor de romi, la atacarea afacerilor romilor, la segregarea comunităților și agresarea copiilor. No, acum, fără să fiu ăla naționalistul, că nu-mi place, știți că nu-mi place să fiu naționalist, brusc, iată-ne, frate, neonaziști. Noi. Statul român este un stat neonazist, spun cei de la Bloomberg. Pentru că le demolează taberele romilor, atacăm afacerile romilor, segregăm comunitățile și agresăm copiii de romi. Da? Acum, eu nu vreau, v-am zis, să fiu naționalist, departe de mine, sau ultranaționalist. Știți foarte bine că prea puțin mi-importă. Dar las-o dracului, frate, că măcăne. Tura asta chiar mă scoate din minți. Demolarea taberelor de romi. Păi măi, Vasile, aproape în toate localitățile din România li s-au făcut locuințe speciale. Li s-au dat blocuri întregi. La Roman li s-a dat dita cartierul. E adevărat, nu de cea mai mare, nu de cel mai mare lux, pentru că na, unul care buncește zi de zi nu-și permite lux, dar li s-a dat locuință pe care a transformat-o în nelocuință. La Brașov blocuri întregi au ajuns să se vadă sârmele alea de țin blocul în picioare. Date familiilor de romi. La Constanța, un cartier cu locuințe la care alții visează, au fost date familiilor de romi fără locuință, fără serviciu și fără acte. Și au fost distruse aproape în totalitate. Se ia în considerare ca familiile de romi fără venituri să primească locuințe sociale gratis. Pentru că noi așa suntem, statul în care încurajăm cu succes nemunca. Statul degeaba. Câtă vreme votează cu cine trebuie oamenii ăia. Corect? Brusc, după toate astea, demolarea taberelor de romi. Atacarea afacerilor romilor. Păi dacă sunt ilegale, nu e normal să le ataci? Avem experiențe destule. Cum ar fi pe ăia care aveau sclavi, care țineau sclavi la muncă legați cu lanțul, să nu-i ataci, frate, să nu le faci nimic, pentru că e afacere de rom, deci ca urmare trebuie să fie protejată de lege, ca urșii polari, sau ca păunii, sau ca nu știu ce floare, floarea de colț. Da? Afacere de rom la urmă urmei, ce vrei? Statul român este neonazist și atacă afacerile romilor. Deci dacă cineva șutește peste noapte toate capacele de canal din municipiu și îl găsești că le vinde la fier vechi, nu poți să-i faci nimic. De ce? Că e o afacere țigărească, na, cum să te bagi de sute de ani. Nu poți să ataci afacerile romilor, da? Agresarea copiilor, adică dacă îl prins, da, într-adevăr, niște copii de romi și-au luat niște bucăți la ureche pentru că au fost prinși cu mâna în buzunarul sau poșeta nu știu cui. Ei, n-ai voie să le faci nici chestia asta.
că îi agresezi și ca urmare ești un stat neonazist. Acum eu nu generalizez, vorbesc de cazuri clare, existente și apărute în presă. Dacă l-ai prins pe pui, că, pe puiul de om, zic, de, da, cu mâna în buzunarul cuiva, nu trebuie să-i faci nimic, să-l mângâi părintește pe cap și să-i explici că îl duci la terapie și să-i explici că furtul nu-i bun. Da? Că altfel se cheamă că îl agresezi și că ești neonazist. Oamenii devin suficient de disperați pentru acele azil în Statele Unite. Mai spune Ethel Brooks, președintele Centrului European pentru Drepturile Romilor, cu sediul la Budapesta. Sunt disperați sărmanii. Mă, sincer, și eu aș cere azil în Statele Unite. De ce am spus că nu aș trăi acolo nici măcar o jumătate de secundă? Îs curios ce... Doar, m-aș duce în Statele Unite doar ca să văd ce se întâmplă cu romii care se duc în Statele Unite. Ce fac ei acolo? Trăiesc tot din ajutoarele sociale? Sau Statele Unite îi condiționează? Bă, ok, noi vă dăm azil, vă primim la noi, dar trebuie să munciți, frate. Și atunci tare-s curios ce se întâmple. Ok. Romii consideră că au oportunități în Statele Unite. La ce? Oportunități implică un efort. Să muncești, să faci ceva. Da, sunt oportunități peste tot. Mai puțin în România. Da. Dar îmi place că au ales un oraș fain. Romii încearcă să se stabilească în Statele Unite, ajungând mulți în suburbiile Los Angeles. Unii locuiesc în apartamente, alții pur și simplu amplasează corturi în parcuri până găsesc spațiu locativ. Unii lucrează ca agenți de bază sau în restaurante, în timp ce alții cerșesc sau primesc ajutor din partea bisericilor locale. Unii lucrează ca agenți de bază. Bătaie în stradă în Statele Unite. Asta vreau să văd. S-ar putea să fie ăla de care zic eu. Ia să văd. Vai de mine, reclamele astea mă omoară. Da, uite, chiar căutați articolul ăsta. Bătaie în stradă în Statele Unite. Romi din România au rănit mai multe persoane. De la o biclă. Au sărit chiar în bunul obicei românesc. Au sărit inclusiv la bătaie la polițist. O să aibă o mare surpriză. Eu nu știu ce înseamnă că polițiștii din Statele Unite abia așteaptă să tragă. Mii de oameni au răspuns unui anunț de angajare pe o mică insulă înfrigurată. Un magazin aflat pe o mică insulă canadiană a fost sufocat de aplicații pentru un job care vine la pachet cu un teren de peste 8.000 de metri pătrați. Oh! A ce trebuie să faci, frate? Fica celui care oferă jobul a popularizat anunțul pe Facebook. Deși salariul nu e mare, unul dintre avantaje este terenul oferit viitorului angajat. Peste 3500 de persoane s-au arătat interesate. Angajatorul a menționat că a apelat la posibil salariați de peste hotare, pentru că deja localnicii potriviți pentru astfel de joburi au fost angajați în alte părți. Dar m-aș duce și eu. Îți putem oferi o viață minunată. Dacă ești prietenos, îți place să ajuți pozitiv și te pricepi la industria alimentară și relațiile cu publicul, atunci pe tine te căutăm. Păi nu m-a sunat încă nimeni. Pe insulă populația este în scădere. Mă, v-ați duce? Serios? Adică voi mai țineți minte filmul Doctor în Alaska? Doctor în Alaska e o ficțiune, da? Pentru că orașul respectiv nu există. Am căutat pe hartă multă vreme și m-am interesat și în urma unei documentări am ajuns la concluzia că nu, orașul respectiv în care s-a turnat filmul Doctor, serialul Doctor în Alaska, nu există. Iar locația în care s-a turnat filmul n-are nicio treabă cu Alaska. S-a filmat undeva în Canada, de fapt. Bun. De când am văzut porcăria de film, de serial Doctor în Alaska, așa am vrut să ajung. Să mă duc acolo, unde populația e puțină, unde oamenii se cunosc toți între ei. Eu mă dau un vânt după orașe de-astea micuțe.
Da? Unde când te duci în bar, bă, ăla te cunoaște și știe ce urmează să comanzi și te așteaptă fără să mai urli tu la el două beri, bă, da? El știe deja. Unde dacă mergi pe stradă, saluți pe cineva, ți se răspunde la salut. Cam așa era Castaia, orașul ăla în care am locuit eu în Spania. După 2 ani deja oamenii mă știau ca pe un calbreaz. Și era foarte fain. Și acum mă gândesc, anunțul ăsta îmi pare din ce în ce mai interesant. Deși sunt convins că e un articol foarte vechi. El apare acum în România 19 septembrie, dar probabil că e vechi anunțul. Pe insulă, populația este în scădere de ceva vreme și se fac eforturi majore pentru a schimba situația. La începutul acestui an a fost creat un site prin intermediul căruia erau invitați să se mute pe insulă toți americanii dezgustați de Donald Trump. Pe această insulă trăiesc în prezent 135.000 de oameni. Site-ul care prezintă viața aici mai menționează că da, este în Canada, dar Cape Breton nu este înghețat tot anul. Verele noastre sunt superbe. Temperaturile pot ajunge la 26 de grade Celsius, se mai spune pe site, fiind lăudate sistemul de sănătate și frumusețea locurilor, clima, dar și calitatea oamenilor. Fără să stau la discuții, m-aș duce. Canada, frate! Canada pentru cei care vor o viață mai aproape de natură! Tot ce trebuie să faci ca să intri și în posesia terenului la 2000 de metri pătrați este să ții de jobul ăsta mai mult de 5 ani. Ia să-mi notez eu ce e ăsta. Cape Breton. Bun. Să vedem ce se întâmplă acolo. La la la. Bă, știți foarte bine că în ultima săptămână cel puțin pe rețelele de socializare au apărut o mulțime de discuții legate de sistemul, că n-a început școala, nu-i așa, sistemul de învățământ românesc. Unii care îl critică vehement, alții care iau apărarea, unii care sar la gâtul profesorilor, alții care sar la gâtul calității elevilor și la creșterea și educația pe care aceștia au primit-o în familie înainte de a merge la școală, alții care sar la gâtul celor care decid soarta sistemului de învățământ, sistemul educațional românesc. Soluții mai puține, critici gârlă, ca peste tot, ca nu neapărat peste tot, ca legat de aproape orice în România, critici avem gârlă. Criticile sunt foarte bune, de ce? Pentru că punctează niște aspecte. Partea proastă este că aspectele acestea punctate nu le mai ia nimeni în considerare mai departe ca să le și rezolve. Ele rămân punctate, adică știm ce merge prost și atât. Știm ce merge prost. Mă, frate, merge prost. Băi, și ce aveți de gând să faceți? A, trebuia să facem ceva. Nu, adică n-am conștientizat că merge prost, gata, ne ajungem. Da? Se vorbește foarte mult de sistemul homeschooling după ce în presă a apărut povestea cu Dana Nălbaru, pe care v-am adus-o și vouă la cunoștință ieri, parcă. Homeschooling-ul, care nu este extrem de recunoscut sau legal în România, un copil care, deși primește educația școlară acasă, aceasta nu este recunoscută aproape ca la facultățile alea apărute în scările de bloc. Te duci, faci o gârlă de ani acolo, plătești o gârlă de bani și la final nu ți-e recunoscută diploma. De ce? Pentru că facultatea n-are, nu e autorizată sau cum se cheamă. Da? Eu v-am zis punctul meu, al meu de vedere. E un sistem de învățământ învechit. Învechit, profesorii, nu vorbim de calitatea profesorilor, pentru că ei predau mai departe ce au învățat la rândul lor și ce au asimilat de-a lungul carierei. Dar suntem a dracu de orbi în ceea ce privește sisteme de învățământ din alte țări. Bă, nu ne uităm nici de-a naibii, mă. Sau dacă ne uităm, ne uităm, îi invidiem, îi criticăm, nu învățăm nimic de la ei. Sunt alte țări în care sistemele funcționează. Și gândindu-mă că, bă, un copil din Israel,
un copil din Arabia Saudită, un copil din Statele Unite, e drac și un român din, un copil din România. Tot copiii sunt, toți la un loc, dar sistemele de învățământ într-o parte funcționează și într-o parte nu funcționează. Hai să ne uităm care sisteme din lume nu funcționează cum trebuie, gen ăla american în care trebuie să-ți vinzi rinichii tuturor membrilor familiei ca să ții un copil în școală, sau cel finlandez în care nu te costă absolut nimic și copiii sunt cei mai deștepți din lume, cei mai bine pregătiți din lume. Statisticile o spun. Da? Hai să vedem ce anume ar merge la noi. Și vine unul de la PSD care îi spune, bă, probabil idee bună ca elevii noștri să fie mai bine pregătiți e ca aceștia să meargă la școală și în weekend. Este una dintre propuneri. Asta o zice Florin Gheorghe, de unde? De la PSD, care dorește să-i cheme pe elevi la școală și la sfârșitul de săptămână. Bă, n-ar fi o problemă. Eu când eram la școala generală făceam ore inclusiv sâmbăta. Singura zi liberă din săptămână era duminica. Duminică, da, că în a șaptea zi și Dumnezeu s-a odihnit. Ceea ce îl face mai uman decât credeam noi, pentru că, na, dacă s-a odihnit, implică faptul că era obosit. Da, lăsăm la o parte teologia. Proiect inedit în Parlament, inițiat de deputatul PSD Florin Gheorghe, care dorește să-i cheme pe elevi la școală și în weekend. Acesta susține că prin inițiativa sa legislativă dă posibilitatea școlilor să organizeze ore facultative de sport sâmbăta. Beneficii ar avea și profesorii. Aceștia vor fi plătiți dublu pentru aceste ore. Profesorii de sport. Da? Că nu-l chem pe copil la școală sâmbătă să facă ore facultative de sport, dar de fapt îl chem pe proful de geografie, care va fi invidios, pentru că proful de sport va fi plătit mai mult. De ce? Că vine și sâmbătă. Cu părinții am discutat și eu sunt părinte, am doi copii ambii la școală, m-am gândit că ar fi bine ca sâmbătă să introducem două ore suplimentare, pentru că majoritatea părinților își duc copiii la diverse discipline sportive în weekend. Am zis că aceste ore de sport să le facă în cadrul școlii. Apropiem astfel mai mult copiii de școală, îi responsabilizăm, poate îi facem să iubească școala și poate îi rupem de tablete, telefoane și televizor, mai spune Florin Gheorghe, potrivit B1 TV. Mă, ideea nu extraordinar de nașpa, dar mie mi se pare un fel de, bă, frate, n-am timp de copilul meu sâmbătă, așa că îl trimit la școală. Acum înțeleg, ăsta este deputat PSD, da? El e deputat, probabil că n-are timp pentru proprii copii, dar alți părinți au și abia așteaptă weekendul ca să petreacă timpul împreună cu copiii lor, nu să-i trimită și, bă, frate, m-am spălat pe mâini, hai iubito că l-am trimis la școală, să mergem să ne facem de cap, să ne îmbătăm ca porcii. Unii părinți chiar așteaptă cu drag weekendul ca să stea cât mai mult timp cu copiii lor. Păi, alții nu știu cum să scape de ei. Dar să-l trimis tot la școală, pentru că el, copilul fiind, eu am fost copil, domnul deputat Florin Gheorghe, și nu ați fost copil la un moment dat. Și nu o să spună mie cineva că un copil iubește școala. Că iubește să fie forțat să stea la școală. Nu cred că există un copil care cu mâna pe inimă să spună, bă, frate, nu mai pot de dragul școlii încât aș sta acolo 24 de ore. Mi-aș lua o salteluță și o pernuță și m-aș muta în clasă. Nu cred că există. Și orice copil din lumea asta și-ar dori să aibă timp liber să joace, să-și facă de cap și în general să facă ce vrea el, nu ce vor alții. Este? Acum, iarăși mă gândesc pe vremea când făceam eu școală, acum în mezozoicul superior, dacă există, în Cretacic, pe acolo, pe undeva, făceam într-adevăr ore și sâmbăta. Vinerea, iarăși făceam atelier, da? Unde învățam cu strungul, învățam să mai dăm la polizor, mai dădeam găuri, mai reparam o ială. Iar sâmbăta făceam ore. În general, dirigenție și prostioare de genul ăsta. Da? Dar existau ore în programă sâmbăta. Dar nu mi-aduc aminte să fi spus cineva, băi, a venit și duminica. Nu mai veni și duminica pentru că nu e așa, vă apropiem de școală. Vasile, stau la 5 minute distanță, mai aproape de atât, dacă mă duci, înseamnă că mă mut în curtea școlii. Chiar nu mai vreau. Da? Cine mai venise cineva cu propunere tot legată de școală? Dar încerc să-mi aduc aminte exact cum a fost propunerea aia. Cu homeschooling-ul era. O să-mi aduc aminte.
O să-mi aducem, pentru că se discută foarte mult despre școli. Mie îmi place că e bine să ducem copiii cât mai aproape de școală, dar nu facem aproape nimic și ne ajutăm cu nimic școlile să aducem școala mai aproape de copii. Adică îl trimiți sâmbătă să facă niște ore facultative de sport, după care îl trimiți acasă super transpirat, pentru că școlile multe, foarte multe, prea multe dintre ele n-au nici măcar budă, dar aminte un duș sau un loc în care copilul să se schimbe fără să facă pneumonie. Da? Îmi place că ideea este, da, trebuie să aducem copiii mai aproape de școală. Și când îl chem să facă niște ore facultative de sport, multe, prea multe, fantastic de multe școli, n-au nici măcar o minge de basket în dotare. Că nu sunt fonduri. De ce? Ei n-au bani să-și repare acoperișul sau să cumpere niște bârne ca să sprijine peretele care e pe punctul să cadă. Nu sunt fonduri. Dar e bine că vrei să duci copiii la școală ca să facă niște ore facultative de sport, mai ales în mediul rural, unde adevărul că statul pe câmp de dimineață până seara în puținele ore libere ale elevului nu se consideră sport sau activitate fizică. Da? Ăștia de la oraș, ei n-au treabă cu aerul, ies mai puțin pe afară. Dar în mediul rural, unde copilul termină școala, orele de curs și îl ia tatăl sau mama, hai Vasile pe câmp că avem treabă, sau du-te de la animale, sau că asta este, e mediul rural, da? Ăla nu se consideră, să-i apropiem de școală și să facă mai multă mișcare, ore facultative de sport, sâmbăta. I-a venit omului ăsta, lui Florin Gheorghe, o idee. Eu cred că ăsta n-are, probabil că v-ați prins, nu? Că propunerile astea vin în urma unor experiențe personale. V-ați prins de chestia asta până acum? Toate propunerile, marea lor majoritate, aia poate nu chiar toate, a acestor propuneri, inițiative legislative, vin în urma unor experiențe personale ale celui care face propunerea asta. Da? Hai să încerc să fac un scenariu care să fie ca exemplu. Unul din deputații ăștia e un șofer prost și nu vede bine culorile de la semafor și trece pe roșu. Nu-și ia amendă, pentru că nu o să fie nimeni idiot să dea amendă unui sau să ia permisul unui deputat. Da? Dar omului o să-i vină ideea, bă, știți ce? Ia, frate, să dăm o lege, să propunem cel puțin o lege prin care culorile de la semafor, să ai un senzor pe semaforul ăla și când vede mașina cu numerele deputaților parlamentarilor să se facă verde. Înțelegeți? Pentru că dacă n-ar fi trecut el prin situația asta, nu i-ar fi venit ideea asta. Ei, de aceea spun, cele mai multe proiecte, inițiative legislative vin în urma unor experiențe personale. Și mă gândesc și acum și la ăsta. El ar vrea să aibă sâmbăta liberă. El, ca deputat, ar scăpa de copii, dar n-are cum să-i trimită forțat undeva, pentru că ar apărea, ar da nașpa în presă. Deputatul Florin Gheorghe își trimite copiii sau îi ține închiși în casă sau îi trimite la socrii de fiecare dată în weekend ca să aibă timp liber. El. N-are cum, că ar da nașpa în presă. Și atunci vine cu propunerea asta. Domnule, eu zic să-i trimitem la școală. Ei stau la școală, eu stau liber, frate, că s-o obosit după cele două zile de muncă săptămânale. Ați obosit, vreau să am liber sâmbăta. Și atunci îmi trimit copiii la școală. Există o explicație? Există o explicație. Hai să trec peste. La ce să ajung? PSD a pledat... Iar vorbim de Oprea. PSD a pledat pentru Oprea. Șerban Nicolae zice să ridice piatra cel care n-a mers peste viteza legală. De unde iau un bolovan? Bă! La modul serios! De unde iau o piatră? Eu o iau și arunc primul. De ce? N-am mers niciodată peste viteza legală. Cum, neamțule, nu se poate așa? Ba, se poate! De ce? Nu-mi permite mașina! Nu că n-aș fi vrut, dar mașina mea nu-mi permite, motorul este mic, nu trage mai mult, nu permite.
Nu îmi permite, cum dracu mă, motorul tău nu merge exact, te ține exact cât e viteza legală. Nu, frate, nu asta zic. Spun că motorul fiind mic, nu îmi permite să accelerez mai mult. Și, în general, merg cu viteza legală. De ce? Pentru că stârșelos, mă. Nu dă frica legii, de frica amenzii, dar nu mă simt, da? E o mașină firavă, fragilă. Și da, am mers mereu în viteza legală. Deci dați-mi un bolovan să-i crăptăr tăcuța omului. Șerban Nicolae se ridice piatra cel care n-a mers peste viteza legală. Poate dumneata, domnule, dar eu mă simt curat. Senatorul PSD Șerban Nicolae, dar ce vorbește el de viteza legală când vorbim de un om care este, se dorește cercetarea pentru ucidere din culpă într-o coloană oficială la care, încă o dată spun, nu cred că avea dreptul. Deci ce treabă are viteza legală? Mai vine și Oprea care zice el de pe bancheta din spate a mașinii nu putea să comită această infracțiune, dar probabil vinovate sunt gropile. Deci nu numai că omul se spală pe mâini total, dar și mai bate joc puțin de povestea asta. Oricum, trebuie cumva renunțată la ideea asta. Băi, hai să votăm dacă îi permitem să fie cercetat sau nu. Faza cu imunitatea asta este o mare măgărie. E o mare măgărie pentru că practic le permiți celor colegilor de partid, prietenilor, amicilor, partenerilor de afaceri ale unui om care se dorește a fi cercetat. Le permite tuturor oamenilor ăstora să-l scape, nedând voie justiției să-și facă treaba. Bă, poate omul e nevinovat, n-am nimic, într-adevăr, el era pe bancheta din spate a unei mașini. Absolut nicio legătură fizică sau verbală, telefonică cu motociclistul care a căzut într-o groapă, nesemnalizată. Aș arunca vina din țavă pe cei care se ocupau de drumul respectiv. Da? Doi la mână, într-adevăr, dacă se constată că omul avea sau nu avea dreptul la coloană oficială, de acolo mergem în altă direcție. Dar faza în care omul a zis că el n-are nicio treabă și că vinovate sunt gropile, acum nu doar că râzi de omul ăla care a murit, dar râzi de toată lumea. Ce are a face uciderea din culpă cu combaterea corupției? Senat, a mai spus Șerban Nicolae colegilor. Senatorul PSD a lansat atacuri dure la adresa DNA, instituția căreia activitate a încercat să o aducă în derizoriu. Spuneam în urmă cu 11 ani că va ajunge DNA să ancheteze și un viol, dacă se întâmplă să fie urmat de un furt de 1 milion de euro din poșeta victimei. La finalul discursului, Șerban Nicolae și-a îndemnat colegii să voteze împotriva cererii DNA, ceea ce au și făcut. Eliberat de orice fel de prejudecată în privința bunelor intenții ale celor care ne-au transmis un astfel de document, eu votez împotrivă și vă rog să faceți același demers, le-a cerut social-democratul senatorilor. Ceea ce aceștia au și făcut. Lucru care a făcut România să sară în aer. Verbal. În continuare, verbal, pe Facebook. Scripta. Da? Pe Facebook. Fostul vicepremier Gabriel Oprea nu poate fi urmărit penal pentru ucidere din culpă. În dosarul morții polițistului Bogdan Gigină a decis luni plenul Senatului. El a declarat, nu plenul, ci Gabriel Oprea, după ce a fost scăpat de Senat de urmărirea penală pentru ucidere din culpă, că polițistul a fost avertizat de nașul său să nu vină în seara respectivă, lăsând să se înțeleagă că dacă era profesionist, Gigină ar fi refuzat misiunea. Dacă... Cum? De... Deci Oprea a spus că polițistul a fost avertizat de nașul lui să nu vină în seara respectivă. Una la mână. Dacă era profesionist, ar fi refuzat misiunea. Doi la mână. Și omul ăsta scapă. Scapă nevinovat.
scapă ascuns de colegii lui de plen, de colegii lui de partid. Dar dacă el e nevinovat, lăsați-l să nu să se apere, că el nu are de ce să apere, că e nevinovat, să demonstrezi că e vinovat. Nu el trebuie să demonstreze că e nevinovat. Da? Dar nu. Nici măcar asta. Senatul a decis că n-avem voie să ne uităm urât la el. Că e intangibil. Mai are cineva încredere în oamenii ăștia? Că lucrează pentru populație, în favoarea populației, pentru bunul mers al lucrurilor? Nu. Ei se salvează între ei. Sau, cum se spune, se scapă pe ei. Unii pe alții, adică. De senatori au luat decizia de a vota împotriva solicitării DNA. 45 de voturi au fost pentru urmărirea penală. 6 voturi au fost anulate. Votul a fost secret cu bile, conform regulamentului. Mi se pare că în urma altei decizii extrem de dictatoriale, acest vot cu bile nu mai poate fi filmat sau transmis la televiziuni. Parcă se vorbea în urmă cu ceva vreme de chestia asta. De ce? Pentru că ăștia văd, băi, cine votează și dacă votul e secret. Adică noi te sprijinim, dar nu vrem să ne băgăm în rahat, da? Așa că facem votul secret. N-au nici măcar atâta onoare sau bun simț de a spune eu sunt de partea lui ăsta sau eu sunt împotriva lui ăsta, eu sunt pentru, eu sunt împotrivă, eu mă abțin, da? Nici asta nu, trebuie să fie secret votul, ca nu cumva să știe legăturile între ei, Doamne ferește. Pentru că, na, mafioții între ei trebuie să aibă niște legături, că să afaceri, că-i familie, că să mărită, că să-și o trag unul altuia, da? Ei, afacerile trebuie să rămână acolo, relațiile, legăturile trebuie să rămână în picioare și atunci votul e secret și nu poți să te superi pe cineva pentru că nu știi cum a votat. Corect? Și se vorbea la un moment dat chestia asta, bă, nu mai permiteți televiziunilor să filmeze votul secret, pentru că ăștia văd că, na, ții mâna aia închisă cu biluțele, le-au făcut atât de mici ca să le ții bine în pumn. Să nu se mai vadă, într-o perioadă erau mai mari bilele alea, albe și negre, știți cum se votează cu bile, da? Când erau mai mărișoare se vedea un pumn și în mare ăștia de la televiziune folosind stop cadre și zoom puternic vedeau cam cine ce-a votat. Ca urmare a venit evident propunerea asta, bă, nu mai lăsați televiziunea să filmeze când e vot cu bile, secret. De ce? Pentru că ne văd și îmi strică relația. Păi cum să-i spun eu lui Oprea că am votat în... Cum îi explic eu? Eu vreau să fiu cinstit, vreau să fiu corect, vreau să votez, să fie omul urmărit penal, cercetat penal. Dar îmi stric și relația cu el, că eu vreau și cu... În fund și cu sufletul în rai, că-s politician. Da? Cum să fac? Și atunci nu mai permiteți să filmeze ca să putem să ne vedem de afaceri bre și de relații. Ce să vă mai zic, mă, frate? Mai are cineva încredere în oamenii ăștia? DNA-ul zice foarte clar. Încălcând dispozițiile legale care reglementează însoțirea demnitarilor, ministrul de interne Oprea Gabriel a dispus pentru sine să beneficieze de însoțire cu echipaje de poliție rutieră cu titlu permanent, ca aceste echipaje să fie formate dintr-un autoturism de poliție rutieră, un agent și un ofițer de poliție rutieră, cât și într-o motocicletă a poliției rutiere. El a dispus chestia asta. Și că de 4 ore au trecut lângă groapa aia, polițistul respectiv. În fine, acum e tardiv. Dacă oamenii au decis și nu e prima oară când se decide la modul ăsta, că au mai fost senatorul Melcilor sau cum dracul chema pe ăla, Șova, la fel, au scăpat, au votat împotriva urmăririi. Imunitatea asta parlamentară este un abuz. Ar trebui
ridicată tuturor, ar trebui să nu mai existe imunitate sau supra sau super sau mega sau celesto imunitate sub niciun fel. Termenul ăsta de imunitate nu mai trebuie să apară la parlamentari. De ce? Pentru că sunt angajații noștri. Noi i-am pus acolo și ar trebui să lucreze pentru noi, urmând ca atunci când încalcă legea să sufere așa ca orice cetățean român, pentru că un simplu nimeni nu e mai presus de lege. În momentul în care apare imunitate, ești mai presus de lege. Se încalcă din țavă chestia asta când spui nimeni nu e mai presus de lege, dar eu am imunitate în fața legii. Ești mai presus de lege. Porcăria asta cu imunitate ar trebui să dispară. La fel ca și suprasalarizarea. La fel ca și timpul de muncă redus la o zi și jumătate, cum îl au, sau cum și l-au votat acum de curând, două zile de muncă, restul fiind teritoriu. Teritoriu înseamnă Azuga, Predeal, Sinaia. Teritoriu înseamnă teritoriu afara țării, da? Se numește vacanță în termeni populari. Pentru ei e teritoriu. Toate astea trebuie să dispară. Pentru că și le votează singuri. Nu are cine să-i conteste. Au votat inclusiv chestia asta. Nu are nimeni voie să conteste deciziile noastre. Prin lege. Mai țineți minte porcăria de legea defăimării. Nu mai ai voie să te legi de ei. Prin lege. Nu ai voie să spui că sunt niște ordinari care s-au văzut ajunși și care au dat legi numai pentru folosul lor. S-au acoperit cu legi. Nu mai ai voie să spui chestia asta, că e cu legea defăimării. N-a intrat, dar simpla idee, simpla propunere este o mârlănie și o mărșăvie. S-au acoperit cu legi în așa fel încât să nu mai poți să faci nimic. A, domnule, ești vinovat de o omucidere. Ghinion, frate, uite, există o lege în care spune că noi avem voie să o omorâm pe cine vrem. E lege. Domnule, dar când ați votat-o? Că, nu știu, ba, într-o noapte ne-am întâlnit și am zis că avem voie. Te oftici? Da? Și nu legea în sine m-ar deranja, ci te oftici? Asta da, asta mă deranja. După ce faci niște măgării de genul ăsta, ne mai și scoți ochii. Ha! Sunt proști, băi, țăranilor. Da? Noi avem voie să facem orice, suntem intangibili. Deci avem imunitate, mă. Imunitatea trebuie să dispară. Imunitatea trebuie să dispară pentru că în momentul în care ai imunitate, ești mai presus de lege. Și au avut alții mai mare imunitate și au terminat fără suflare. 45 de ani de imunitate s-a încheiat cu un foc. Și la final nu mai trage nimeni. Dar nu învață nimeni din istorie. Românii s-a prins greu. Românii se aprind foarte greu. Românii se aprind extrem de greu. Românii sunt atât de greu de aprins încât e nevoie de forțe din afară ca să-i aprindă, dar merge și așa. În momentul ăsta, pentru România, nu mai are importanță. Oricine vine din afară, numai să se întâmple dracului ceva, frate. Noroc că urmează alegeri, când românii vor vota din nou prost! Da, știu, o să-mi săriți în cap, neamț, te-ai dus cam departe, nimeni nu votează prost, fiecare consideră că votează bine. E adevărat, fiecare votează așa cum crede. Dar țineți cont de o singură chestie, indiferent ce votați, tot pe ei lor îi votați. Cam încercat în 25 de ani, tot felul de, 26 de ani, tot felul de variante. Mergi cu PSD, o mergi cu PNL, o mergi, numai UDMR-ul nu a fost la putere tare, și trebuie să încercăm și cu ăștia. Da? Să încercăm să nu avem deloc. Sau să-i ținem acolo pur și simplu să fie. Să n-aibă nicio putere decizională. Uită-te la Spania. Există un guvern, nu are nicio putere, nu poți să facă nimic. Ca urmare, Spania cunoaște o creștere economică. Uimitor. Da? Există. Guvernul Rajoy nu e capabil să facă nimic. De ce? Pentru că n-au legislație. N-au, este temporar. E un guvern temporar care nu poate da legi. Ca urmare, Spania cunoaște o creștere economică. Mai mult de atât, ce să vă zic? Trebuie să încercăm și varianta asta. Fără guvern, frate.
Legile există, are cine să le pună în aplicare, da, pe, lăsați așa. Gata. Senatul a adoptat luni un proiect de lege, adică tot ieri când l-au salvat pe ăla, prin care televiziunile naționale sunt obligate să aibă în principalele emisiuni de știri cel puțin un minut cu informații științifice și tehnologice. Furnizorii de servicii medica, păi dar cum nu îi forțați pe copii să meargă la școală și să învețe mai multă știință și tehnică? Acum băgați și la televizor? Furnizorii de servicii media audiovizuale cu acoperire națională vor include zilnic în principala emisiune de știri informații științifice de tehnologie pe durata a cel puțin un minut, cu excepția zilelor în care evenimentele de larg interes public ori transmisiunile în direct împiedică difuzarea respectivului jurnal de știri. Informațiile transmise trebuie să nu contravină standardelor științifice general acceptate de comunitatea științifică internațională. De asemenea, proiectul adoptat cu 112 voturi pentru și o abținere prevede că televiziunile care nu au jurnale de știri să facă excepție. Despre știință și tehnică. Adică un fel de reclamă în buletinul de știri la noile telefoane, smartwatch-uri, tablete și calculatoare? Mișto. Mă, există o femeie care e alergică la apă, mă. Eu vreau să mă gândesc. Rachel Warwick suferă de o boală foarte rară care o face alergică la apă. Inclusiv lacrimile. Propriile lacrimi. Yikes? Da, nici nu vreau să citesc materialul. Mi-a rămas pe... Da, mașinile fără șofer vor fi gata să intre în funcțiune în 5 ani, susține o companie de transport. După aia mașinile vor intra în grevă, că ar fi transportatorilor, da? Imediat. Că se fac greve. Majoritatea curselor companiei de transport Lyft se vor realiza peste aproximativ 5 ani cu mașini fără șofer, acestea devenind o modalitate de călătorie mai ieftină decât deținerea propriului automobil. Este a treia revoluție a transporturilor și a etichetat Zimmer proiectul care ia în calcul cele trei etape ale evoluției industriei vehiculelor, șofer fără șofer pentru taxi, și regimul în sistem ride-sharing. În primă fază, timp de 2 ani... Deci dacă vă era frică atunci când urcați în mașină pe care ați contactat-o prin BlaBlaCar sau când urcați într-un taxi sau dacă stăteați cu inima în gât atunci când vă ia cineva, vă lua cu autostopul de aici până la Piatra sau până la Iași, ei, imaginați-vă că urmează să mergeți cu mașini fără șofer. Deloc. Și uimitor, totuși vor fi iconize și cruciulițe atârnate de parbriz. Șoferi nu există, dar alea trebuie să fie acolo, că sunt tradiționale, da? Cam cum o să te simți când urci în mașină? Unde mergeți? Spuneți destinația. Păi aș merge până la Piatra. Hai să începem cu tatăl nostru. Și tu te uiți, bă, dar tu ești un calculator. Da, frate, dar și mie mi-e târșă. Drumul e atât de bun că inclusiv eu am nevoie de o iconiță să mă protejeze. Doamnelor și domnilor, România va avea cel mai mare parc natural din Europa, sincer mă îndoiesc. Au decis ăștia în ședința de guvern de miercuri 14 septembrie să existe cel mai mare parc natural din Europa. Da? Și anume declararea munților Făgăraș ca parc național. Ceea ce este foarte bine, dacă acest parc ar fi și respectat. Adică e ușor să spui, bă, de mâine Făgăraș va fi parc național. Și gata, te-ai spălat pe mâini, ți-ai făcut datoria, l-ai numit parc național. Mai departe se taie în continuare ca în Codru. Ies camioane întregi cu lemne din el, dar, frate, mai mult de atât ce vreți de la mine, eu l-am numit parc național. Dacă oamenii smârlani și nu știu să-l respecte, nu mai e problema mea.
Va fi creat un grup de lucru interministerial sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor România, responsabil cu activitățile de analiză. Ca prim pas, acest minister va iniția o ofertă de colaborare pe bază de voluntariat public-privat adresată organizațiilor de mediu care doresc să sprijine pe termen lung constituirea Parcului Național. Bine. Are un capital natural extraordinar de bogat și trebuie bine gospodărit în prezent pentru a fi lăsat moștenire generațiilor viitoare. Păi da, știu oameni care vor lăsa moștenire generațiilor viitoare o gârlă de bani făcuți din tăieri, din lemn. Măi, moștenire, domnule, ai la tine... În contul tău bancar ai o parte din Munții Carpați. Da, tată, cum ai făcut? I-am tăiat și i-am vândut. Și banii sunt la tine în cont. Deci să n-aud că nu susținem mediul. Păi cum adică, tată? Păi da, hârtia din bancnote nu-i mediu. Păi sunt făcută din copaci. Nu? În celuloză. Celuloasă, tată, nu celuloasă, fiule. Celuloză. Îți las moștenire o parte din Munții Carpați. Pentru tine anume, pentru măta și pentru toate iubitele mele și pentru super mașina mea, am tăiat o parte din Munții Carpați. Da. Cine pune bază pe ce zic ăștia, să le poarte numele. Dragilor și dragilor, mi s-a spus că dragilor nu e corect. Da? Ilinca. Dragilor. Păi, dragilor și dragilor, vă mulțumesc pentru atenție și rămâne să ne vedem mâine la altă ediție, sper, mâine, la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, dați-mi voie, ca de fiecare dată, să vă spun toate bune!